CSM Ioveni continuă pregătirea din intersezon pe plan local. Sâmbătă, echipa pregătită de Marius Stoica și Iulian Preda va susține un joc amical de această dată la Curtea de Argeș în compania formației de Liga 3 CSA Fumați, ocupanta locului secund în seria a doua. Acesta va fi al cincelea joc amical al acestei ieri, după ce în primele patru galbenverzi au obținut 3 victorii, 14-1 cu Abatorul Slobozia, 4-0 cu SC Popeșle Ordeni, 4-2 cu CSU Craiova 2, dar a și fost învinsă odată 1-2 cu Turistul Număgurele. CSM Ioveni mai are programate, în afara jocului de sâmbătă cu CSA Fumați, alte două partide amicale. Săptămâna viitoare, miercuri cu Vedița Colonești și sâmbătă cu CSM Slatina. În aceste ultimele trei întâlniri, cel mai probabil, antrenorul Marius Stoica va încerca să cristalizeze un prim 11 cu care să abordeze meciurile oficiale, astfel că este de așteptat ca jucătorii trimiși în prima repriză să evolueze din ce în ce mai mult.